Câteva avioane IR-99 standard decolează din baza aeriană Boboc din Buzău. În aparatele cu dublă comandă sunt absolvenții ai Academiei Forțelor Aeriene însoțiți de instructori. Tinerii sunt la doar câteva săptămâni distanță de brevetarea ca piloți. În prezent, la Boboc sunt în pregătire 13 viitori piloți de avioane și peste 40 de piloți de elicoptere. Bianca Pop are 22 de ani și 130 de ore de zbor. În această vară, după brevetarea pe IR-99 standard, ea va pleca la Câmpia Turzii, unde, după o perioadă de pregătire, va zbura cu MiG-ul 21 Lancer. Am ales aviația cu reacție din ambiție pentru a-mi demonstra mie că pot să-mi ating idealurile și pot să concurez cu băieții. Darius Bătrânu a ales și el tot MiG-ul 21 și va merge tot în baza aeriană 76 Câmpia Turzii. Ca orice absolvent al Academiei, la 23 de ani, are 130 de ore de zbor pe IAC-52, Cessna și IR-99 standard. Cred că va fi un moment foarte important din viața mea, adică ar fi momentul în care mi-am atins obiectivul fixat încă din timpul Academiei. Totuși sper ca emoțiile pentru primul zbor să fie mai mici. Tinerii piloți sunt pregătiți serios de instructori, nu cu mult mai mari decât ei. La puțin peste 30 de ani, Oana Ionescu și Andrei Ilucă au sute de ore de zbor și sunt instructori pe IR-99. Acum ei sunt foarte aproape de momentul în care își vor lăsa elevii singuri la manșa aparatelor de zbor. Foarte serios și își pregătesc mult mai bine misiunea, pun mai multe întrebări pentru că sunt conștienți că sunt singuri în avion și nu are nimeni cum să-i ajute. Este un sentiment de împlinire profundă când vezi că un pilot tânăr reușește să stăpânească de unul singur o aeronavă și ulterior să o ducă spre maximul de performanță. Înainte să iasă la zbor, viitorii piloți militari au petrecut câteva zeci de ore în simulatorul bazei de la Bobocu. Ei sunt pe cale să strângă suficiente ore de zbor cu instructorii și peste o săptămână sau două vor ieși singuri la manșa IAR-urilor 99. Tinerii vor primi brevetul de pilot la sfârșitul lunii iulie, iar în august vor pleca la unitățile forțelor aeriene în care au fost repartizați. Din cei 13 tineri piloți, 9 vor merge la MiG-ul 21 Lancer, în bazele Câmpia, Turzii și Borcea. 3 vor rămâne aici, la Boboc, și vor zbura IAR-99 standard, iar unul va merge la Bacău, unde va zbura IAR-99 Șoim. Din baza aeriană Boboc pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Romeo Stancu.